Poliția română, în parteneriat cu rețeaua europeană de prevenire a criminalității, Europol și alte 12 state din Europa, a lansat miercuri 19 iunie prima zi europeană de prevenire a furturilor din locuință. Inițiativa are drept scop conștientizarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor, având în vedere că furtul din locuință este infracțiune în toate statele europene. Campania Păstrați surprizele doar pentru vacanță este finanțată de Fondul de Securitate Internă al Uniunii Europene, iar prin intermediul acesteia, Poliția Română, în parteneriat cu Europol și alte 12 state, își propune să atragă atenția asupra prevenirii infracțiunilor de furt din locuințe. Specialiștii în prevenirea criminalității recomandă cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe rețelele de socializare. Check-in-ul din aeroport aduce like-uri, dar vă face vulnerabil în fața hoților. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu posteze pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că dețin în casă bunuri de valoare sau că sunt plecați de acasă. Selfie-urile sunt și ele distractive, dar trebuie avut grijă la ce se observă în imagine. Potrivit compartimentului de relații publice al Inspectoratului de Poliție Județean, în județul Călăraș, în primele luni ale anului 2019, au fost sesizate 134 de infracțiuni de furt din locuințe, majoritatea înregistrate în mediul rural. Analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte. Analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte. De asemenea, din datele analizate rezultă că unul din patru furturi este posibil pe fondul neglijenței proprietarului în a adopta măsuri simple, dar eficiente de autoprotecție.